religioase. Asta este definiția pe care a dat-o Mircea de omul. Omul este ființă religioasă. Și că trebuie să ne întoarcem la sacru dacă vrem care să... Care înseamnă libertate. Da. Nu înseamnă frică, teroare, fanatism. Nu? Este libertatea creatoare. Da. Dacă asta vrem să trăim într-un spațiu al frumosului, al echilibrului, trebuie să căutăm în noi, ca și cum ne-am întoarce la bunici. Vorbește-ne despre aceste lucrări pe care ne-ai... Lucrările sunt de mari dimensiuni. Au fost expuse la Galeria de Artă din Craiova. Sunt prezentate numai câteva, expoziția a fost mult mai amplă. Am ales la fel anumite simboluri și am făcut o... Cât așa cu pasărea, cu sfinții, am făcut o mântuitorul cu un albastru. De ce ai pictat trupul unui albastru? Pentru că așa îl văd eu pe Icar sau pe Adam. Deci, cel care omul ceresc. Exact, cel care încearcă să se desprindă. Să se înalțe. Chiar dacă, să zicem, nu ajunge acolo unde își dorește, totuși el trebuie respectat pentru încercarea lui. Fiecare dintre noi există un Icar. Fiecare din noi vrem să ne înălțăm. Că atingem sau nu ceea ce ne propunem. Uite, eu cumva aici te-aș contrazice, pentru că eu aș spune că totuși atitudinea pe care noi ar trebui să o avem în fața vieții este nu că am încercat și ne-a ieșit nimic, ci am învins. Și cred că pe planul artistic, pe plan cultural, pe planul culturii și al poeziei, poți să spui că ai învins. Pentru că ai descoperit ideea, ai descoperit formă, ai descoperit culoarea și, într-adevăr, aceste lucrări ale tale care intră în această temă, întoarcerea la sacru, au sfințenia aceea pe care o au icoanele. Iar culorile nu știu cum ai reușit să le combini. E ulei sau acrilic? Da, este ulei. Cu atât mai greu. Nu pot să spun că sunt o învingătoare. Aștept să ne vedem când o să avem vârsta de 80 de ani și atunci o să ne punem întrebarea dacă am învins sau nu. Da, dar eu cred că în momentul în care termină lucrarea, ai învins. Pentru că ai scos-o de la neființă la ființă. Da, ai materializat ideea. Se referă la un mic pas când sare ceva, da. Mai îndepărtat de atins. Iar fiecare lucrare este o mică treaptă, o mică învingere. Eu am impresia că te-am găsit o poezie acolo și vrei să știu. Sau am găsit mai multe. Păi începe. Să citim îndepărtare. După aceea poate punem pe Cristina să... Da, să mă ajută să știu de... Greu să citesc copile. De ce nu? Poate citiți poetului, ca tot vă place Nichita Stănescu. Depărtare. Zări multe ne despart și totuși suntem același suflet. Sufletul meu e jumătate din sufletul tău. Gândul, singurul armăsar, mă poartă prin apele de lumină către tine. Și avem și... Și din Africa. Da, gândul. Care, mă rog, din alea e asemănit cu calul acela de făt frumos, nu? Te-ai întors la... materializat. Gândul materializat. Te-ai întors la mitologie. De aici vine și această putere, forță a cuvântului, a gândului, a ideii, nu? La care ne transmite cuvântul, nu? Da. Ai revisit, nu? Da, și aceasta mi-a făcut incizie. Mi-am deschis aripile sentimentelor să împrăștii ura viscol ce te cuprinde. Atunci, în clipa binecuvântată, mi-ai gravat în suflet zâmbetul tău. Aici e deja e sculptură. Gândul are altă formă. Da, ideea a prins-o în tâmpă să s-a fapt incizat. Da, și acolo are și o grafică, nu? Păi cum îți vin ții ideile? E o întrebare pe care o pun frecvent invitațiilor. E foarte greu să spui cum îți vin ideile. Bine, în principiu nu știu. Sunt ca niște păsări care te vizitează. Cristina, aș vrea să ne mai citești o poezie. Să auzim și lectura autorului. E foarte greu.
pentru autor. De ce? Pentru că nu știi ce să alegi. Dar totuși trebuie să alegi una dragă. Toate sunt dragi. Bineînțeles. Să fie tine. Sau mai trebuie să te hotărăști. Mai ales că nu mai avem până la sfârșit. Ca uit, mă plimb pe străzile sufletului pustii. Iată, bucuriile înaripate mă înconjoară. Din sentimentele căruizi mi-ai ridicat un templu. Dar unde e cheia? Cristina, aș vrea să, apropo de cheie, să ne povestești despre expozițiile tale în afara țării. Da, nu mai avem pentru că tu ai început să expui în afară după la 24 de ani, nu? Pentru că ai câștigat ceva. Povestește, că e un lucru foarte frumos. Am avut marea plăcere să expun la o vârstă destul de micuță, să zic, pentru un artist, mai ales că pe timpul când eu am intrat la facultate se spunea că trebuie să debutez după ce termin studiile și am expus în Franța, am expus la Grand Palais la 25 de ani, am expus în Brazilia, în Spania, în Spania chiar am primit un premiu pentru pictura metafizică. Am peste 45 de expoziții internaționale la activ, ultima fiind la Cremona, în Italia. Da, felicitări. Pentru că am ajuns atât de mult la final, ce le spui transmitem telespectatorilor, adică? Să ne întoarcem puțin către interior și acolo să descoperim sacre și poate mă oferim și celorlalți un pic. Cristina? Să nu fie teamă să zboare. Ce frumos! Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și până săptămâna viitoare vă spunem să fim puternici și liberi. Știți ce documente vă sunt necesare pentru a vă înscrie la admitere în Universitatea Spirul Health? Iată!